Érase una vez una familia que no tenía hijos. Y un buen día, el hombre le dijo a su mujer: «No podemos tener hijos, compañera, así que salgamos al campo y lo que encontremos que sea, nuestro hijo será». A fost odată o familie care n-avea copii. Într-o zi, bărbatul îi zise femeii să meargă pe câmp și ce vor găsi să le fie copil. Prepararon pan y se llevaron consigo verduras. Y ya en el bosque caminando y conversando, encontraron un gatito, delgado y descuidado. Lo recogieron, lo llevaron a su casa y lo cuidaron como si fuese su propio hijo. Au făcut o pâine, au luat niște legume în traistă și au plecat. Și mergând așa și povestind, au dat peste un pisoi slab și nespălat. L-au luat, l-au dus acasă și l-au îngrijit ca pe copilul lor. Con el paso del tiempo, el gato creció y se convirtió en un enorme gato irresponsable. Iar el s-a făcut un motan mare, frumos și cu minte. Poco tiempo después, la pareja pudo tener hijos y nació en la familia un adorable niño. La criatura no se separaba del gato ni un solo momento. Jugaban juntos, comían juntos, dormían juntos. Nu după mult timp, în familie s-a născut și un copil, frumos și sănătos, care crescu și se făcu mare. Nu se despărțea de motan nicio clipă. Amândoi se jucau, amândoi mâncau la masă, amândoi se culcau. Pero, con el paso de los años, las cosas se torcieron y empezó a reinar la escasez en la casa, hasta que, finalmente, ambos ancianos murieron dejando al hijo sin apenas herencia. Dar după o vreme, lucrurile au început să se schimbe și să le meargă rău, iar în final, amândoi bătrânii au murit, lăsând în urma lor o casă fără nimic. Al ver que se quedaba sin nada, el chico rompió en llanto. Văzând că nu mai are de niciunele, băiatul se puse pe un plâns, deci era mai mare jalea de el. Fue entonces cuando el gato le dijo que no se pusiera triste, que al igual que sus padres le dieron un hogar, él haría lo mismo con él y lo cuidaría. El muchacho quedó boquiabierto al escuchar al gato hablar. Por lo visto, era un gato mágico. Atunci motanul i-a zis să nu se întristeze și, așa cum părinții lui au avut grijă de el, așa și el o să-l ajute să-și facă un rost în viață. Băiatul rămase cu ochii mari deschiși, auzind motanul vorbind. Probabil motanul avea puteri magice. Y juntos se pusieron en marcha. Llegando a un bosque, encontraron un árbol que tenía un gran hueco, que eligieron como su hogar. En él le fabricó una cama de plumas a su amo, a quien le traía comida, le hacía compañía, le contaba cuentos y leyendas. Și s-au pornit la drum. Ajungând într-o pădure, găsiră o scorpură mare și și-o aleseră drept locuință. Motanul îi făcu un culcuș numai din fulgi de păsări stăpânului său. Îi aducea de mâncare și de băut, îi ținea de urât, spunându-i fel de fel de basme și de snoave. También le hacía entender que el amor entre hermanos es infinito, como el agua del pozo que fluía cerca de su hogar. Le mostraba todas las flores y le decía sus nombres, le explicaba por qué las golondrinas se van y regresan, por qué los ruiseñores tienen ese canto. Le contaba todo con detalle para que comprendiera que aquí, en la tierra, todo tiene su orden. Îl făcea să înțeleagă că dragostea între frați este nesfârșită, precum apa fântânii ce curgea pe aproape de locuința lor. Îi arăta toate floricelele și le spunea pe nume. Îi explica de ce rândunelele se duc și vin, de ce privighetorile cântă așa de frumos. Îi povestea pendelete totul ca să priceapă că aici, pe pământ, toate sunt cu rânduiala lor. Con el paso del tiempo, el muchacho se convirtió en un joven listo para casarse, y el gato se propuso encontrarle una novia. Además, le dijo que a partir de ese momento se llamaría el emperador y que debía hacer lo que él le indicara para lograr su cometido. Și uite așa, a trecut timpul și băiatul se făcuse flăcău de însurat, iar motanul s-a apucat să-l îi caute mireasă, spunându-i că de azi înainte se numește Mătăhuz Împărat și că trebuie să facă doar ce o zice el. De hecho, el gato ya había elegido a una hija de un gran terrateniente para el emperador. Al llegar a su puerta, se convirtió en hombre para hablar con el terrateniente, a quien convenció con buenas palabras sobre el emperador de que él era el indicado para su hija.
De fapt, Motanul deja pusese ochii pe fata unui boier mare. Cum ajunse la poartă, se dăduse de 3 ori peste cap și se făcu om. Îl luă pe boier cu vorba dulce, îi povesti câte și mai câte despre stăpânul său, până îl convinse să-i dea fata. Cuando regresó a casa, el gato le contó al muchacho cómo había logrado todo y planificaron ir a casa del terrateniente el próximo festivo. El joven no entendía cómo podría él presentarse frente a todos vestidos con harapos viejos. Fue en ese momento cuando el gato le repitió: «Si sigues mis instrucciones, serás feliz». Întorcându-se motanul la stăpânul său, îi spuse cum a reușit totul și puseră la cale ca în sărbătoarea viitoare să meargă împreună la boier acasă. Băiatul nu putea pricepe cum să meargă el așa sărăcăcios îmbrăcat, dar motanul l-a făcut să înțeleagă că, dacă va face tot ce-i spune, va fi fericit. Pasaron los días y llegó el esperado día festivo. El gato y el muchacho emprendieron el camino para pedir la mano de la joven. Al llegar a un bosque, cerca de los palacios del terrateniente, se detuvieron y el joven, que estaba prácticamente desnudo porque no tenía ropa, se quedó escondido detrás de un árbol esperando a ver qué haría el gato. El felino corrió hacia la casa del terrateniente, gritando que habían sido asaltados por unos bandidos y que por eso el emperador estaba sin apenas ropa. Trecură zilele ca ziua de ieri și veni sărbătoarea așteptată. Motanul îl luă și plecă cu el împețit. Ajungând într-o pădure, aproape de palatele boierului, se opriră, iar băiatul rămase ascuns într-un crânguleț verde, căci era fără haine. Iar motanul o rupse la fugă spre curtea boierului, strigând în gura mare că au fost jefuiți de o ceată de haiduci. Le pidió al terrateniente ropa para el muchacho. Regresó al bosque, lo vistió y le enseñó cómo comportarse ante el padre de la joven. Al llegar, el terrateniente salió a su encuentro y lo recibió con todos los honores. Después de fijar la fecha de la boda, se fue. Pero el joven emperador se preocupaba por su futuro y su falta de dinero. I-a cerut boierului un rând de haine pentru stăpânul său, s-a întors în pădure, l-a îmbrăcat și l-a învățat cum să se poarte la boier. Ajungând, ieși boierul înainte și îl primi cu toată cinstea. După ce se hotărâ ziua de cununie, plecă, dar bietul flăcău se frământa cu gândul ce o să facă el și unde o să-și ducă mireasa. Cuando llegó el día de la boda, el joven y el gato partieron. El terrateniente, al verlo vestido con ropa humilde, sospechó y comenzó a dudar si su hija debía casarse con él, ya que esperaba que llegara con un ejército y una actitud de emperador. Când a sosit și ziua hotărâtă pentru cununie, se duseră iarăși amândoi. Boierul, când îl văzu așa sărăcăcios, rămase încremenit și a început să ezite să-și dea fata după el, pentru că se aștepta să vină cu oaste și mândru ca un împărat. El gato inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo al terrateniente que los padres del emperador no estaban de acuerdo con esa boda y que el joven había decidido casarse sin su consentimiento. También que iba a vivir en sus tierras como si fuera un gran hacendado. Estas y muchas más cosas le dijo hasta convencerlo. Dar motanul a simțit imediat cum stă treaba și a început să-i zică boierului că părinții lui Mătăhuț împărat nu sunt de acord, că el s-a hotărât să o ia fără voia lor și să trăiască la moșiile lui ca un mare boier. Și câte nu i-a mai zis până l-a convins. Así que se casaron y celebraron una boda, cuya fiesta duró 3 días y 3 noches. Pero al cuarto día tenían que partir hacia las tierras del emperador. Așa că se cununară și făcură o nuntă de se vestea în 7 sate. 3 zile și 3 nopți ținură veselia. A patra zi trebuia să meargă cu nunta la moșile lui Mătăhuț împărat. Y qué creen, el gato lo había arreglado todo para que pareciera que tenían muchas riquezas. Partieron juntos, pero tras un rato, el gato se adelantó y les dijo a los jinetes que lo siguieran, que él los guiaría. Su estrategia era que pareciera que todo pertenecía al emperador. Și ce să vezi, motanul aranjase totul. Se porniră la drum, însă motanul o apucă înainte și zise vizitiilor să se țină pe urma lui că el îi va călăuzi. Așa făcură.
Cruzaron campos donde miles de florecillas adornaban la tierra, los pájaros cantaban y los rebaños de ovejas pastaban. Apucară pe câmpii unde mii de floricele împodobeau pământul, păsările ciripeau, cirezile de vite și turmele de oi pășteau. Y cuando se les preguntaba a las personas con las que iban a cruzarse, ¿de quién eran esos rebaños y todas esas riquezas? Respondían que eran del emperador, porque así se lo había indicado el gato poco antes. Fiind întrebați oamenii ale cui sunt cirezile, turmele, toate aceste bogății, cu toții le răspunseră că sunt ale lui Mătăhuț împărat, pentru că așa le poruncise motanul, amenințându-i cu tot felul de lucruri mai puțin plăcute. Los jinetes, al escuchar todo esto, no podían contener su asombro y felicidad de que la novia se hubiera topado con un hombre tan joven, hermoso y rico. El emperador guardaba silencio, asombrado por el plan del gato mágico. Iar vizitii, auzind toate acestea, nu mai puteau să-și stăpânească mirarea și fericirea că mireasa a dat peste un bărbat atât de june, frumos și bocat. Mătăhuț împărat tăcea mâlc și se părea că visează. Nu putea să creadă ceea ce vedea și auzea. Durante el camino, el gato se adelantó a la comitiva nupcial y visitó los palacios de los ogros para avisarles que unos ladrones estaban en camino e iban a atacarlos. Între timp, motanul a dat o fugă la palatele zmeilor pe ale căror moșii erau și le zise să fugă și să se ascundă că vine Ilie Pălie să-i potopească și să-i pârjolească, iar după el Luciferul să le ia sufletul. Aterrorizados, los ogros se asustaron tanto que no sabían a dónde ir para escapar de lo que se les venía encima. Y el gato, fingiendo que les iba a ayudar, les propuso esconderse en un granero de paja al que prendió fuego y así se deshizo de los ogros. Cuprinși de groază, zmeii s-au speriat atât de tare, încât nu știau încotro să o apuce ca să scape de acest pârjol. Iar motanul, prefăcându-se că-i pasă, le-a propus să se ascundă într-o șură de paie, căreia, bineînțeles că i-a dat foc, și așa a scăpat de zmei. En ese momento, los novios y los invitados entraron por la puerta del palacio. Los sirvientes dijeron, como el gato les había enseñado, que estos palacios pertenecían al emperador. Ese palacio albergaba toda la riqueza del mundo, tenía las paredes de oro, el suelo de cristal y todo era opulencia. În acel moment, nunta intră pe poarta palatului. Slugile spuseră și ele, după cum le învățase motanul, că palatele astea sunt pe moșiile lui Mătăhuț împărat. Când intrară în palat, ce să vezi? Bogăția de pe lume era acolo. Pereții numai în aur poleiți, pardoseala era de cristal și câte și mai câte. Tras la boda, la gente volvió a su casa y le contó al terrateniente todo lo que el emperador poseía. Al escuchar esto, el terrateniente no le importó que su hija se hubiera casado con ese joven tan rico. Y así, vivieron felices y comieron perdices hasta que la muerte les separó. După ce se așezară tinerii, oamenii se întoarseră la boier și povestiră tot ce văzură. Boierului nu-i păru rău că și-a dat fata lui Mătăhuț împărat, iar acesta se mira de unde și până unde are toate aceste bogății. Și așa au trăit în pace și în veselie. Ce-or fi trăit și astăzi de n-or fi murit.